Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni până la un nou videoclip la mine pe canal pe Frazor. Cred că n-am mai făcut un astfel de vlog, aș putea să-i spun de destul de mult timp. Astăzi vreau să fac unboxing unor căști super, super faine și este vorba despre această pereche de căști SteelSeries Arctis 5, frate. Deci chiar sunt niște căști care merită și pe care le puteți găsi undeva pe la 550 de RON. Știu, este un preț destul de mare pentru că, frate, sunt niște căști mai performante. Deci nu sunt ca unele căști de, nu știu, un milion și jumătate, care practic pot fi achiziționate de toată lumea. Sunt niște căști mai performante, deci categorii și prețul este unul pe măsură. Dar vă spun sincer că dacă vreți bani și vreți să vă luați niște căști chiar faine, SteelSeries Arctis 5 își merită toți banii. Eu l-am testat undeva pe la o săptămână, aproximativ, m-am și enervat cu ele, o să vă arăt imediat de ce, dar chiar sunt niște căști faine, oricum 550 de euro, un preț ok pentru ele, da? Oricum, bă, o să le arăt puțin mai târziu. Ideea este că eu deja am desfăcut cutia pentru că erau foarte multe ambalaje, o să vă arăt ce vine și în cutie. Dar înainte de toate, fraților, dacă vreți să apară mai multe unboxing-uri de acest gen, vreau să văd acolo în comentarii cât mai multe persoane care îmi recomandă produse diverse, nu știu, ce ați vrea să vedeți mai mult, căști, tastaturi, mouse-uri, mouse bungee, de ce nu? Pui mai cât mai multe produse, eventual și o firmă gen SteelSeries sau Marvel sau ce mai vreți voi. Știi, ca să știm și pe la ce să mai facem unboxing, da? Și nu uitați, bă, bineînțeles, să dați și pe acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe unboxing-uri. Dacă o să văd acolo un feedback pozitiv cu cât mai multe like-uri, o să continuăm să facem din ce în ce mai multe unboxing-uri să vă arăt și vouă produse. Bă, eu zic că, pui mai, mă aștept și pe mine, vă aștept și pe voi, nu? De ce nu? Și bă, sper că vă place background-ul. Am decis ca de acum încolo marea majoritate a vlogurilor să fie filmate cu acest background stând aici pe scaunul ăsta, ce nisi, super, super tare, se vadă așa frumos pe spate, știi? Cred că și lumina este bună, că geamul este chiar acolo și gen chiar mă văd bine. În fine, bă, hai să trecem la unboxing-ul acestor căști SteelSeries Arctis 5. Frazor, cam asta este cutia, îmi place foarte mult că au pus aici mare o imagine cu căștile, ca toată lumea să vadă cum arată căștile așa în prim plan, uite, Arctis 5 7.1 surround RGB gaming headset, practic sunt și iluminate ca să arate și fine. Best Gaming Headset, cum scrie aici, dar chiar îmi place foarte mult stilul acesta de cutie. Nu știu, se potrivesc culorile. Uite și aici pe spate, Arctis 5 ne explică ce este fiecare, avem aici mai multe puncte și dacă citim o să ne spună ce este fiecare. Eu deja am desfăcut cutia, după cum am spus, dar haideți să vedem, frate, ce este înăuntru. Bam, 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 bam. Hai să dăm jos cutia, să dăm asta la o parte, o să vă explic mai târziu despre ce este vorba. Și astea sunt căștile, fraților. Deci îmi plac foarte, foarte, foarte mult. În primul rând pentru că nu sunt niște căști de alea gen atâta să-ți facă capul extrem de mare, sunt foarte subțiri, vedeți voi, și materialul este genial. Deci ce materiale aici, vă spun eu că ar sta căștile pe urechi la voi fără nicio problemă foarte, foarte mult timp, ceea ce pui mei este super, super tare. Avem și aici microfonul, putem scoate, îl facem în ce poziție vrem noi. Asta e tare, că așa cum îl pui, așa stă și îmi place foarte, foarte mult. Chestia care m-a deranjat pe mine așa puțin este că chestia asta de sus nu o poți strânge cum vrei tu, poți să strângi decât asta de aici, uite așa, uite de aici, o poți strânge, știi? Pui mei, special pentru capul tău, dar chestia asta nu o poți face. Eu cum am capul mai mic, strâng, asta îmi stă bine, adică căștile îmi stau bine, numai că gen capul meu ajunge undeva pe aici și asta o să stea aici, adică o să arată destul de ciudat, dar în rest căștile chiar sunt super blană, îmi plac foarte, foarte mult. Și eu zic că se merită și aici, materialul este chiar foarte, foarte fain. În caz că vă întrebați, fraților, ce era aici, scrie și mare aici accessories, erau niște accesorii pe care deja le-am desfăcut pentru că erau prinse foarte, foarte bine și este vorba despre aceste trei cabluri pe care le-am pus eu foarte ușor. Asta este cablul de bază. Practic, avem aici un USB care intră în calculator. Asta este volumul. Și aici la fel, frate, materialul super fain. Deci e foarte ușor să modifici volumul, știi? Nu este deloc complicat. Avem aici un spațiu de intrare move, da? Fiți antenă. Avem aici al doilea cablu. Depinde ce vrem acum. Dacă vrem, spre exemplu, să-l băgăm în căști, aceste două cabluri. Băgăm cablul ăsta în calculator și ne rămâne aici spațiu, da? Băgăm cablul acesta, dacă nu mă înșel, aici, direct. Bine, acum n-am cum să-l bagă cu o mână. Și acest cablu, stați așa să vă arăt, îl băgăm, uite, aici la căști. Bam, băgăm aici cablu și gata, ne merg căștile. Asta este un simplu adaptor, dacă vrem pentru telefon, spre exemplu, vedeți și voi, pentru telefon, putem băga aici continuarea și ăsta îl băgăm în telefon. Deci, practic, este foarte, foarte ușor. Ia stați așa să fac și o magie. Uitați că am făcut și o magie, am băgat pur și simplu cablu aici, se duce până în asta de volum și l-am băgat iarăși aici în asta de volum. Deci, cam așa arată cablul. Momentan, un cablu care este foarte, foarte lung. Și aici USB-ul simplu îl băgăm în calculator și căștile mele. Bă, frate, uitați-vă cât a cablu. Uite, am adus tot cablul aici, uitați-vă cât de mult cablu. Deci dacă stau așa, frate, să-mi bag piciorul, mă plimb pe toată masa cu el,
Și n-am niciun stres, deci uitați-vă, mă plimb pe toată masa cu el și n-am nici cel mai mic stres. Este un cablu foarte, foarte lung, ceea ce este foarte bine, pentru că asta înseamnă că poți să te deplasezi. Și dacă vrei să-l bagi în telefon, pur și simplu iei adaptorul ăsta micuț, scoți cablul de aici care a intrat în căști și îl bagi, uite, aici. Nu cred că pot să-l bag eu cu o mână, în fine. O chestie care mi-a venit în această cutiuță cu accesorii, acest, nu știu ce este, Postcard Love It. Ne place, da, da, da. Și cărticica căștilor Artist 5 Product Information Guide. Și aici practic ne explică tot ce trebuie să știm. Deci puteți să citiți și asta în caz că aveți nelămuriri și probleme. Dar oricum, fraților, așa pe total căștile arată super, super bine. Puteți vedea și voi. Încă o dată, repet, materialul este super, super tare. Și aici îmi place gen modelul ăstora, îmi place foarte, foarte mult, chiar arată foarte bine, le-am purtat, repet, și chiar stau foarte, foarte bine pe cam, am putut juca într-o zi ca disperatul CSGO o grămadă de ore și n-am avut nici cea mai mică treabă, vedeți și voi aici butoanele, da, aici uite și ăsta de microfon, dacă vrem, aici avem două adaptoare foarte frumoase, microfonul care este bam, 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 îl punem așa cum vrem, deci chiar îmi place foarte mult aici. Steel Series. Și cam așa arată, fraților, căștile pe capul meu. E bine că nu sunt niște căști de alea mari, după cum am spus, sunt chiar foarte, foarte subțiri, deci arată chiar super mega ok. Chestia care mă deranjează pe mine și de care v-am spus este că, uite, rămâne aici spațiul acesta, știi? Rămâne spațiul acesta care pe mine personal mă deranjează. Bine, e o chestie de-a mea, adică pe voi nu vă deranjează sub nicio formă, dar mie personal îmi place cum stă aici. Căștile chit că stau extrem de bine, mă simt foarte bine și, frate, izolează foarte, foarte bine sunetul. Adică eu de-abia de mă aud pe mine cum vorbesc, știi? Deci asta este chiar super, super tare, uite așa, Steel Series, bă, chiar îmi stau bine, îmi place foarte, foarte mult. Pe frazuri, așa pe total, eu chiar vă recomand aceste căști Steel Series Artist 5, după cum puteți vedea și voi aici, sunt niște căști foarte, foarte bune, încă o dată, mie personal îmi plac foarte, foarte mult și aici vedeți cam tot ce intră în cutia lor. Dacă vreți să vă luați niște căști mai performante, eu zic cu siguranță să treceți și pe la Steel Series Artist 5, mai multe specificații tehnice, bineînțeles, pe site găsiți, uite cât de tare arată, frate, îmi plac foarte, foarte mult. Și, bineînțeles, dacă vreți să mai facem astfel de unboxing-uri, dați-vă și voi acolo foarte multe like-uri și în comentarii să spuneți ce produse ați mai vrea să vedeți. Mamă, deci pe mine, nu știu, deci dacă aș putea face cumva să fac asta mai mică, sunt sigur că l-aș lua, frate, sunt sigur că l-aș lua, că mereu mi-am dorit niște căști atât de comode. Sincer, nu cred că am mai avut vreodată niște căști mai comode decât astea. Sunt foarte, foarte comode, frate, și materialul ăsta e super, super mega genial. Deci, bă, Steel Series Artist 5. Băi, fraților, cam ăsta a fost unboxing-ul. Eu sper că v-a plăcut, căștile astea chiar merită, frate. Deci Steel Series Artist 5 chiar sunt niște căști foarte, foarte bune. În ciuda faptului că mie personal nu-mi place cum stă acolo spațiul ăla liber, dar frate, aia este chestia mea personală, problema mea personală, ca să spun așa. Altuia poate îi place, de genul, dar chiar merită. Dacă vreți să vă luați niște căști mai profi, după cum am spus, chiar merită să treceți și pe la Steel Series Artist 5, că eu zic că raportul cantitate-preț, cantitate-preț, ce prost sunt, calitate-preț, este chiar ok. Adică pentru 5 ani și jumătate nu cred că găsiți căști mai bune decât acestea la 5 ani și jumătate, sincer, sincer vă spun. Eu personal le-aș lua. Eu personal le-aș lua la prețul ăsta. Bă, dacă vreți să mai facem astfel de unboxing-uri, nu uitați fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem și noi acolo foarte multe like-uri. Dacă vreți mai multe specificații tehnice cu referire la aceste căști, vă găsiți pe toate site-urile, frate, și de unde vreți să le cumpărați, sunt sigur că găsiți acolo specificații tehnice. Oricum o să vă las și o link-uri în descriere, de ce nu. Și ne auzim data viitoare. Nu uitați de like, v-am salutat și v-am pupat pe toți. Ciao, bă, pa!